E greu să comentez un astfel de material. Păi eu mă fac că plouă acum. Ia uite, mă uit la stropii de ploaie și aia e. Nu mai era continuare. Ia zi, Filip. Mai bine să nu auzi. Ce mai bine, da. Cine a început? Ce să zic? Ce? Alfabetul. Hai să jucăm somapant sau ce să jucăm, baliza. Cu subiectul l-am început eu. N-ai început, auzind că el a zis ceva. Da, da. Te dăduse materialul din ziua aceea pe TV. Bun. Și te-ai dus un pic hotărâtă, te-am văzut. Adică voiam să vorbesc cu așa... el, dar nu pe scandal, pentru că dacă voiam să-l jignesc, jigneam ca și el din prima secundă, din prima propoziție. Ce l-a jignit primul? Da, tu... Ea a jignit că eram afară și când am intrat, când am cadit ceva de mine sau de Berna urât, de-aia am reacționat așa. Păi nu, te striga pe Filip. Filip nu era, eu eram, eu am răspuns prima dată în glumă. Când a vorbit ceva de mine urât, de-aia am reacționat. Era afară. Și-a văzut că... Da, el mă jurește pe Elentin. A intrat în casă că vorbește de tine și de-aia am reacționat. Da, voia să deschidă... Filip, nu ai nicio scuză. Ție fie că-ți vorbesc frumos, fie că-ți vorbesc nu știu cum, tu mereu ai o scuză. Nu există scuză. Nu, zile ce a reacționat așa. Poftim? Te-am zis care a fost reacția mea. Da, explică-mi asta cu neauzită. Adică nu te știi. E ceva nou aici, pentru în casa el, da, pentru că nu mă știe nimeni. Nu mă știe nimeni, dar nu trebuie să mă știe cine trebuie. În viziunea ta. Necunoscută. Nu mă știe el din lumea lui, dar cine trebuie mă știe, dar nu stau eu să-i dau explicații cine mă știe pe mine. Lasă, că e mai bine așa. Ce s-a întâmplat la acel hotel? Nu s-a întâmplat nimic. În afară de faptul că am dormit și ne-am pupat. Nu s-a întâmplat nimic. Eu știu că el nu o să recunoască niciodată. Deci, dacă nu o să lămurim acest subiect... Da, serios acum, deci, serios. Dacă nu lămurim subiectul, așa o să o țineți. Nu, eu nu o să o mai țin, pentru că el are dreptatea lui, eu am pe a mea. Dar oricum eu știu în sinea mea și el știe adevărul, doar că e cumva să-și rănească orgolul și să se numească singur mincinos. Vă dați seama, la ce orgoliu are el, nu o să spună niciodată adevărul. Dar el știe că între noi doi intim nu s-a întâmplat nimic. El știe chestia asta. Doar că nu vrea să recunoască și nu mai am pretenții din partea lui. Având în vedere cum a vorbit pe materialul ăsta cu mine, chiar nu mai am nicio pretenție din partea lui. Deci atâta poate el. Nu înțeleg ce are de împărțit omul ăsta cu mine. Eu chiar mi-aș fi dorit să fim prieteni, să vorbim normal. Eu cu toți oamenii cu care am interacționat sau am avut o relație, eu am rămas în relații foarte bune de prietenie și nu înțeleg cu el de ce nu pot să am o relație normală, măcar de amiciție sau de colegi în casa puterea dragostei. Nu pot să-l înțeleg de ce mereu simte nevoia să mă jignească și așa. Nu știu cu ce rău am putut să-i fac lui în viața asta încât să aibă atâta răutate la adresa mea. Chiar nu pot să-mi dau seama. Poate ne spune el unul și doi, poate că l-ai refuzat? Cred că a fost. Dacă așa cum singura femeie din viața lui care l-a refuzat. Sau poate sunt prima, nu știu ce să zic. Da, dar asta nu atât așa, de... Nu știu nici cum să zic, că mi-e așa de rușine. E o... E hemen și da. Adică a luptat atât de mult, am investit atât de mult timp și cucerire, vrăjeală, cum să o numesc, cu toate ghilimelele din toată lumea. A ajuns în punctul să te aducă unde și-a dorit el și nu s-a îndeplinit ce și-a dorit, mă gândesc. Probabil. Conform spuselor tale. Ar putea fi asta. Chiar nu am de ce. Conform spuselor lui? Doamna Andreea, eu am explicat o dată povestea asta, nu vreau să mai intru. Ea are partea ei, eu am partea mea. Acum cine vrea să creadă bine... Adică de ce ai putea să rămâi prieten cu ea? Dar eu n-am nimic cu ea, nu bag în seamă, adică nu... Gen, n-am nimic cu ea eu. Bine, am văzut, adică da, adică Andreea, am văzut. Da, chiar n-are nimic cu mine, așa e. Ei s-au despărțit un pic ciudat aici când s-au despărțit. Dacă mă întreb pe mine, cred că nici ei nu știu dacă au un motiv anume. În fine, pe el a deranjat chestiile. Am plecat noi aici la Sibiu, am avut un eveniment cu clubul, nu? Da. Și asta. Discuțiile ei cu Gabi și asta cred că l-au înfuriat pe el atunci. Și de atunci a rămas așa. Nu, Marius, greșești. Cred. Nu, hai să fac eu lumină. Eu în perioada am vorbit cu Gabi prietenește și omul ăsta a spus aici. Abia la finalul săptămânii respective am început să vorbesc altfel cu Gabi. Adică să încercăm să ne cunoaștem. Eu mă refer că la un moment dat a aflat acela, din telefonul lui Gabi și a fost destul de... Gabi vorbea despre mine și despre Filip în momentul ăla și îmi zicea să nu mai fiu supărată sau să nu mai fiu revoltată pe Filip, că o să văd că o să ne împăcăm, că o să fie bine între noi. Ce am făcut lui Filip, pe Filip e atât de supărat. Deci Gabi n-a vorbit, hei Ligi, ce bună ești, hai să ne întâlnim. Gabi n-a tot pe șmechereală de asta ieftină. A vorbit de situația mea și de cum era el în momentul în care noi ne-am despărțit. Gen, oarecum pansamentul ăla care știi, zic. Da, lasă pe Gabi, că Gabi a vorbit și asta n-a vorbit. Gabi n-a vorbit pansament, oprește-te. Ca să ajungă în punctul în care el și-ar fi dorit la un moment dat. Adică Gabi a vorbit ce trebuie. Ideea e că nu trebuie tu să... În fine, eu asta cred. Cred că atunci el a avut o dublă dezamăgire. A fost o chestie cu clubul, a fost și chestia aia.
Ligii, eu nu cred că Ligii are ceva cu el. El doar e furios după fazele alea, cred eu. Dacă el nu spune... Adică altceva nu cred că e anul. Dar de fiecare dată se aprind prea repede. Cred că are treaba cu hotelul. Se aprind prea repede, se aprind prea repede și cumva discuția continuă. Degenerează. Adică uite, tu ai te-ai înțepat un pic cu Livian. A, și-a trecut, am crezut că e ceva, dar nu era. Adică a fost așa o chestie trecătoare, pe când el cu Cătălin a văzut, continua. Berna. Stai că nu știu pe care să o aleg. Nici nu mai contează. Pe mine, clar. Diana cu Ela. Adică unde e ceva, apoi Doamne iartă-mă, e ceva, se vede de la distanță. Dar și acolo la Ela și la Deana e tot. Și de fiecare dată el se enervează. Dar rău. Da, asta așa e. Dar ar trebui să lase chestia să nu mai plece de pe piciorul ăla de atac. Adică, bă, așteaptă să vezi ce are să spună și... Așa. Ori eviți subiectul, ori... Are să se enerveze de atâta ori să ajungă... Dar lasă-l Marius pe el să vorbească, nu știu, eu apreciez da, că și eu mi-aș dori să-l aud pe el, da. Cred că el, cum știe să jignească, nu-l înțeleg de ce nu știe să comenteze un material în care e atât de vulgar. Nu pot să înțeleg. Stau și mă gândesc că dacă totuși a fost ce-a fost între tine și Marius și tine, neînțelegerea voastră de săptămâna asta. Da. Și dacă tatăl tău a simțit nevoia să-l sune pe Marius, să vorbească cu el, mă gândesc oare... Tata vorbește de când am venit eu în casă cu Marius și cu... Mă rog, adică a simțit nevoia să intervină în această problemă a voastră. Lasă asta cu vorbitul în fiecare seară. Asta e normală, să vezi în aceeași cameră și e ceva normal. M-a simțit pe mine supărat. Și cumva a simțit nevoia să intervină în această situație. Și a intervenit și a rezolvat-o foarte bine și foarte frumos. El știe de situația asta cu Ligii? A auzit ceva? A văzut ceva? Da, știe, adică vorbesc cu el orice. Și nu... Ce ți-a... N-a vrut să o sune pe Ligii? Sau n-a simțit nevoia să vorbească și cu Ligii? Sau ce te-a sfătuit? Nu, mi-a zis că am făcut urât, că nu trebuie să fac chestia aia. Și mi-a zis să mai reacționez așa, să mă calmez, ceartă, să fiu altfel. Ceartă? Îl ceartă rău pentru lucrurile astea. El acum e într-o situație un pic să vorbească. Pot să vorbesc eu că și mie îmi spune că am același lucru să-i vorbesc cu el. Îl ceartă și nu e deloc de acord cu ieșirile astea. Pentru că taicu, chiar dacă are o viață ce are, chiar e un om care vorbește cum trebuie și gândește lucrurile foarte matur. Da. Și asta mă roagă și pe mine să-i spun să o lase moale și să arate adun. Asta e. El are o etichetă venind din lumea din care vine. Asta îi spun și bătu acum ca să urci mai mult. Lumea știe că tu ești bun pe niște chestii. Tu nu trebuie să demonstrezi aici. Tu aici trebuie să demonstrezi că poți să fii și un domn. Și atunci ai câștigat un public mult mai larg. Eu, Filip! Te va respecta. Tău gândim la fel. El știe că asta mai are de lucrat. Și cred că și mama ta și cred că și toți părinții voștri. Pentru că lumea îl place, de exemplu, și părinții mei. Nu știu că sunt neapărat prieteni cu el, că nu vorbesc cu ei săptămâna să le spun dacă sunt eu prieten cu Filip. Dar îl plac pentru că îl văd că e un copil... un zâmbet, e un copil bun. Doar când are ieșirile pe care le are, el nu-și dă seama că cu o ieșire de asta atât de nasoală poți să ștergi tot binele pe care îl faci zi de zi. Și e păcat. De ce cu un gest urât să ștergi un comportament frumos pe care l-ai zilele? Da, îmi pare rău că am jignit-o și că am vorbit așa urât. Adică nu sunt eu. Și, în fapt, nu am vorbit cu nimeni așa până acum. În afară de aia a fost urât că am făcut chestia asta, mai ales cu o fată. Apreciez scuzele, nu știu dacă sunt sincere neapărat. Cu siguranță sunt influențate de ceea ce a transmis tatălui. Am vorbit și eu în seara asta cu tatălui. I-am mai spus lui Filip, ca să ajungă la nivelul lui taică-s-o, trebuie să pună în practică ceea ce îl sfătuiește și ceea ce îl învață. I-am apreciat foarte mult că taică-s-o și-a cerut scuze pentru gestul lui barbar. Și mi-a sugerat că ori de câte ori am o problemă cu Filip să... Îl sun, să-l contactez ca să ne înțelegem mai bine. Urmează un alt material de data aceasta, Filip cu Berna, nu cu Ligii. Sau Berna cu Filip, mă rog. Vă dați seama, exact cum spunea și mai devreme, s-a speriat când a văzut ce fel îi vorbește Ligii și s-a gândit dacă, Doamne ferește, o să ajungă să vorbească și cu ea la fel, într-o bună zi. Și ați avut o discuție demnă de un material tare frumușel și drăguțel. Haideți să-l urmărim. Lasă-mă, hai, vorbești prostii. Mult și degeaba și vorbești prostii acum. Așa-i. Zic-o, vorbești prostii. Stai și gură că e mai bine. Că știi că mereu am dreptate la chestia asta. Stai și gură că vorbești prostii acum. Trebuia să-și dea seama să termine.
Păi nu, ai avut pretenția să vină după dar tine. Dar el era prea... Vorbești prostii, implicat în acest iar, subiect. Vorbești prostii iar. Nu în loc să se dea unde iubita lui ce face, el stai ce să vorbească. Dacă eu făceam această chestie, îmi reproșa 10 ani. Auzi, Filip, cu mult mai rele, așa că tai din gură. Că tu nu ai putut la unele. Așa că tai din gură că vorbești mult prostii și degeaba. Tu acum faci jocul lui. Așa că tai din gură că vorbești mult și degeaba. Așa că tai din gură. Tai din gură că vorbești degeaba. Să-mi dai seama că nu putem să fim prietene eterne. Dar mi-aș călca eu pe demnitatea mea să fiu cu o persoană, stau la masă cu o persoană care m-a făcut tăter felice aici în emisiune. Bianca, eu oricum îi place poziția de victimă, deci îi convine să fie toată lumea pe ea. Că îi place să spun adevărul. Bă, Filip, stai blând că stai bine. Nu mă enerva. Atâta, spun să încep cu tine. No, vezi, e treaba ta când nu te mai băga cu mine în seamă. Dacă e falsă, vrei să-i zic că e adevărată, că ce e falsă, că a zis o chestie? Păi dacă e falsă, te lingușești, ce mai omule? Că ești lingușitoare. Da, mulțumesc. Înțelegi că ești lingușitoare. Abia aștept să ajung la 30 de ani și să le dau clasă tuturor. Dacă te mai ia cineva după video pe care le-am văzut. Aici am fost pirui. Și uite unde. Crede-mă că te-a lăsat și Livia, că e rușine cu tine. Și-a vorbea cu tine aici în casă, mergea afară, dădea mesaj cu Fernando. Asta eu ce am văzut, ce știu, înțelegi? Vrei să ne contezi ceva amândoi? Vezi că eu am fost corect față de tine, fii corect de față de mie. Despre toată lumea de aici sau ce câteau acuzații. Atunci te rog frumos să taci din gură. Păi spune-i să tacă și ea ne cunoște. Păi nu, dar și tu de ce nu taci? Păi dacă tace, tac! În această seară veți merge rând pe rând în grădini și veți vota un concurent pe care voi nu mai doriți aici în această casă, indiferent că este fată sau băiat. Da. Fără să fiu rotăcioasă, cred că e o vrăjală din partea Bernei. Tot e o vrăjală. Știți de ce? Pentru că au mustrat-o oamenii de acasă, dar ea de fapt nu asta simte. E foarte bine că lasă-mă să vorbesc. E foarte bine că atrage atenția, e foarte aplaud, bravo, dar nu asta gândește ea cu adevărat. Nu simte cu adevărat. Nu simte, pentru că a atras lumea atenția și au primit foarte multe mesaje. Mustrări. Oare cum au vrut să întoarcă? Dar de fapt nu e adevărat. Atunci când s-a întâmplat chestia asta, nici nu s-a difuzat la televizor faza de ieri. Gândește când a filmat. Foarte bine că reacționezi, te-am aplaudat, te-am felicitat, dar nu e reacția ta reală. De aia Filip s-a supărat. Dar se vede clar. Bine, mă, pe mine nu mă păcălești. Poți să zici tu ce vrei. Pe mine nu mă păcălești. Toată chestia cu cearta cu Ligiu Pozitie. Tu te de clar, asta a fost săptămâna trecută de lept dinainte. Aseară s-a pus capacul cu ceea ce s-a difuzat ieri, s-a pus capacul. Dar bineînțeles, după dinainte a fost. Atitudinea față de o femeie, gata, dinainte. Ești lângă ea, așa cum se bagă, să vorbește non-stop. Ce-s cu astea, mă, fată? Vorbesc cu ea non-stop? Ești tu. Ce prefaci cu? Nu are cum să vorbească cu mine. O să-mi prefaci. I-am zis sensul să tacă că îi făcea jocul acolo. Dar foarte bine că faci. O să-mi continuare. Dar oricum n-am zis să demonstrezi. Nu i-am zis în alt. Dar nu mi-a asta, spune părerea mea, pe mine nu mă păcălești. E părerea ta, dar nu mă interesează. O să vezi pe parcă. Nu mă păcălești. Bine. Nu are cum un om să se schimbe în 24 de ore, să fie bun cu mine și înainte o lună m-au făcut toate felurile. Doamne ferește, asta a fost înainte să fie tot. Măcar ar fi așa cum e reală, nu mai vorbi urât, dar nici nu te băga în seamă. Ce frumos îți stă, vai, dar ce frumos îți stă ieri, vai, ce frumos îți stă părul, ăsta e lingușel. Exact ce ai spus tu lui Gabi, asta faci tu cu Ligi. Dar n-are șanse în fața mea să-i lingușească. Pentru că o persoană căreia chiar îi pare rău că adevărat, vine te ia deoparte, hei Ligi, hai să vorbim noi două. Și din start începem, cer mii de scuze pentru toate răutățile și apoi turuie. Apoi turuie cealaltă parte. Da, ce? Ea mai mult vorbea cu piruinile să vorbească cu mine, de-aia am și afară. Ce mi-a dat eu? Pentru că ea a postat pe Instagram-ul ei,
lume, stați să vedeți, da, că nu e ceea ce pare, că o să vedeți în episodul de mâine că nu eu am înjurat-o, că nu eu am început, deja oarecum se scuza în fața lumii și a vrut oarecum ca să... Multe chestii de la televizor. Filip, vorbesc cu ea, nu te băga că nu are zic eu că asta teamă multe chestii. Nu zic tu că vorbesc cu ea. A fost altcumva, Pirui, lasă-mă. Nu e constantă. E ok să nu mai vorbești urât cu o persoană, e foarte ok. Dar de ce n-am încetat acum? Nici nu te prefatul, nu te lingușii, nu știu, mi se pare prea mult. Faci. E părerea ta. Te lingușești, ce bine îți stă, ce frumos îți stă. Da, ce frumos îți stă. Dar i-ai spus în spate. Când? Ce frumos costum ai, ce frumos îți stă părul, vai ce frumos. Păi nu sunt lingușele astea, dar bineînțeles. Da, așa e Berna. Nu, așa e Berna, când vede ceva, nu se... Andreea, a văzut mai multe lucruri frumoase. Da, nu? Nu, da, când vede ceva... Eu cred că dar nu neapărat cu scripici, dar mereu zice, vai, ce frumoasă e asta, da, vai, ce frumoasă e asta, adevărat. N-are legătură. N-are legătură? N-are nicio legătură. Și acum a vorbit, se bagă în seamă. Asta așa. Oricum găsește o ocazie, se bagă în seamă. Asta? Da, așa ești pe scaun, dar eu le-am ea nu făcea în trecut lucrurile astea. Adică și dacă vedea un lucru frumos, ea nu simțea nevoia să-l complimenteze. Acum dacă e bună și ceva e judecată, ia să nu mai bine și mie mi-a și Berna. Așa s-i eu, așa s-i eu. Berna, dacă îmi place, nu e un lucru rău. Doamna Andreea, dacă mai dădu și lucru pe film. Dar ea se preface. Asta e să-i facă complimente DJ. Nu cred că se preface, adică ei... Se preface, da. Deci la Daia mi-a spus că e frumoasă rochie, adică nu e adevărat, nu o film. Dacă ceva îmi place, spun, chiar dacă m-am certat... Dar până acum nici nu e cu sclipici. Ce vrea să spun Andreea e că până acum era mumia mumiilor și dintr-o dată am ceva frumos și eu. Asta e tot. Nu pot fi așa. I-a zis că mamă ce e frumos corsetul ăla, doamne, doamne, nu te-am băgat să știi că e frumoasă, ai spus doar de... Da, de că, mamă ce frumos e corsetul ăsta. Adevărat, și acum s-a băgat cu ea înseamnă de vreo două ori. De când duzi eu și le-am auzit. În fine, oricum eu știu că nu o pot. Păi dacă nu ești pe material, hai mă, comentez cu ea, că n-am știut până acum. Da, nu ți-am văzut niciodată, ia asta spun. Și nu ți-am zis că se bagă în seamă, zi Ramone, uite cum se bagă în seamă. L-a întrebat-o, înainte să fie material. Ideea e că nu trebuie să se schimbe pentru public. Da, așa e. Să se schimbe pentru că trebuie să fie un om bun și să nu fie rău. Asta zic, dacă gratuit. Simte, da, dar nu atât. Se prefac. Și că oamenii ți-au atras atenția, e pentru că ați depășit normalitatea. Pe mine nu mă pot. Nu înțeleg, asta a fost... Doamna Andreea, asta a fost difuzată de mult cansat. Dar nici nu a fost difuzată. Nu, voi înainte de o săptămână ați fost încercați cu mesaje din partea adevărat. S-a bătut obrazul gros. Ba da, înainte cu o săptămână, pentru că lumea v-a analizat pașii în această emisiune. Și nu separată. Chiar când odată... Ce bluză aveam pe mine și mi-a zis... Ce frumos e asta! Aia plângea. Are rost să o scoți, Andreea. Eu apreciez ce încerci cu scoți, dar nu trebuie. Mă gândesc că chiar... Ea... Da, nu, Andreea, nu. Nu întrebăm pe ea. Simți că se bagă. Am întrebat-o. Păi asta nu vreau că se bagă în seamă. Vrea să se împace cu ea, poate vrea să strege lucrurile. Dar tu de ce i-ai spus la Monei, de ce te bagi cu mine în seamă? Păi ea vrea să bage în seamă. Ea vrea să fie prietenă cu mine? Dar ce lind? Vrea să fie prietenă? Poate vrea să fie, să repare lucrurile, să se înțeleagă cu ea. Păi și, a fost așa poate apura cu ea. Eu mă certam cu Roxana. Vorbeam să ne limităm la... Eu mă certam cu Roxana și după aia ca să mă împac cu ea, așa îi mai ziceam ceea ce simțeam cu adevărat. Poate dacă avea ăsta când erau certate, nu îi zicea, dar de gândit o gândea. Vrei să te împaci cu Ligi? Nu vreau să mă împac cu Ligi, dar deci chiar am vorbit urât cu ea. Oh, deci nu vrea să te împace, deci nu-i ceea ce dar nu în păcat, în păcat, la modul să nu mai fie... Dar să nu mai fie nimic, adică certurile, să fie o pație cu într-o casă. Ok, dar când a făcut Ramona cu ea? Într-o casă, atât. Pentru că Ramona a zis că nu se bagă nimeni în seamă cu mine și ea se bagă în seamă cu mine, de aia... Bine. Dar eu nu vreau să fiu prietenă cu tine. Vreau să fie doar o fată. Cum, Ramona? Nu vreau să fiu prietenă cu ea. Nu vreau prietenii, nu vreau amiciție cu ea, nu vreau Bianca, de ce? Dar îți dai seama că nu putem să fim prietene, Berna. Păi, dar mi-aș călca eu pe demnitatea mea să fiu cu o persoană, stau la masă, cu o persoană care m-a făcut terfeliță aici în emisiune. Nu există. M-ai făcut în toate felurile, dar asta e. Dar de ce mereu încerci să te scoți prin faptele altora? N-ai primit decât 1% din 100% cât ai dăruit. Te rog frumos, când chiar îți pare rău de o chestie, zici, da, am fost un neserios, da, meritați să-mi bateți obrazul. Asta înseamnă asumare. Atunci să-și păstrezi orgoliul și mai bine ține în paranteză. Ține în paranteză că e mai bine atunci. Dacă mergem în viață cu orgoliu, o să vedeți cât o să câștigați în viața asta, cu orgoliile astea voastre șmechere. Să nu mai există ceartă între voi, să vorbească frumos. Dar fără să șeară scuze așa. De ce vorbești și Bianca în locul Bernei? Că vorbea și Marius în locul lui Filip. Nu știți să vorbiți la jigniș, sunteți buni. Dar când trebuie să vorbiți... Foarte bun la jigniș, la răutăți. Păi vorbește Berna.
V-a plăcut videoul nostru? Bineînțeles că v-a plăcut, altfel nu erați aici pe canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe videouri, nu uitați! Subscribe, like și share, bineînțeles! Iar pentru alte videouri, suntem aici pe canalul nostru de YouTube, Puterea Dragostei.